Bună seara! Suntem în postul Crăciunului, post ce simbolizează bucuria, pregătindu-i pe credincioși pentru marea sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos. Ce este postul creștin și ce înseamnă de fapt să postim? Ne zice azi Părintele Octavian. Bună seara și bine ați venit la Ivește Viața, Părinte! Bună seara, Doamne ajută! Spuneți-ne mai întâi, ce înseamnă de fapt postul și cum trebuie să postim corect? Dacă am analizat superficial postul, am zice că este o simplă înfrânare. Și atunci echivalentul cuvântului post ar fi abstinență. Abținere de anumite mâncăruri și băuturi. Or, postul în realitate e ceva mult mai profund și mai complex. Pentru că de rând cu abținerea de la mâncăruri și băuturi, pentru o anumită perioadă, pentru că postul nașterii Domnului este un post de durată și are 40 de zile, mai are și câteva componente. E să trecem de la postul cu bucate spre un post de păcate, deci renunțarea la plăceri, la alte lucruri care ne încurcă să realizăm un urcuș duhovnicesc. Iar de rând cu această înfrânare sau abstinență e nevoie și de rugăciune, precum și de lucrarea virtuților creștine pe care le recomandă Sfânta noastră biserică. Cu ce ne ajută postul? Postul are mai multe beneficii și atunci dacă îl privim din punct de vedere igienic, ne-ar spune nutriționiștii că sunt foarte multe beneficii atunci când lăsăm produsele animaliere și ne limităm la un regim vegetarian care este benefic trupului nostru. Dar în același timp vrem ca prin post, prin acest exercițiu, care nu este un scop în sine, ci este unul din mijloace pe care ne le propune biserica, e să avem și performanțe sufletești, duhovnicești, încât să devenim mai întăriți, mai luciți, cu mai multă râvnă și mai predispuși la o rugăciune cu o sârdie. Vreau să ne ziceți mai exact ce n-ar trebui să facem în această perioadă. Nu știu, cred că ar fi bine, mai bine să zicem ce spate de făcut în această perioadă și ce nu este îngăduit de făcut. Evident că omului de astăzi nu-i plac restricțiile, de asta mulți sunt contra postului, pentru că ne spune tot nu și nu. Evident că nu este voie să ai această îmbuibare. Nu este voie să dai frâu liber tuturor pornirilor trupești și totodată ar fi bine să fii cumva mai izolat și mai mult concentrat asupra vieții tale interioare. Și atunci unii spun că postul este o coborâre în sine, este o concentrare asupra stării tale lăuntrice și o purificare din interior. De ce n-ar trebui să facem tot ceea ce ne împiedică ca să ajungem la această liniște, la această bucurie lăuntrică și la această regăsire a sufletului nostru? Vreau să vorbim acum despre lucruri pe care ar trebui să le... care sunt absolut interzise în timpul postului. Ori pentru mulți postul înseamnă abținerea de la bucate, ori postul fără acea rugăciune și fără acele rugăciuni nu mai înseamnă post. Sigur, limităm postul la o simplă dietă și atunci postul este mult mai mult decât dietă, pentru că postul vrea să ne ajute să realizăm această firească desăvârșire spre care este chemată firea noastră omenească. Pentru că, de altfel, aceasta e și porunca Mântuitorului. Fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru, Cel din Cer, este desăvârșit. Și atunci, desăvârșirea noastră nu are loc fără implicarea noastră, ci, în primul rând, prin implicarea noastră. De ce spunem că actul mântuirii sau salvării sau desăvârșirii vieții presupune, pe de-o parte, efortul omenesc, sub toate formele, și apoi vine la sigur că harul și ajutorul lui Dumnezeu, iată, îmbinarea harului dumnezeiesc cu efortul omenesc, are loc, așa zisă, mântuirea sufletelor noastre. De aceea e bine să depunem acest efort pe toate căile, iar biserica vine cu rețetele cele mai potrivite, pentru că postul tot este dat pentru om.
postul este dat spre îndreptare, spre vindecare și spre ascensiune. Și atunci vrem nimic altceva decât ca prin post, pe de o parte, să omorâm omul vechi păcătos, pentru ca să nască, să reînvie altul nou îmbunătățit. Și atunci acest exercițiu durează toată viața, iar biserica ne gătește de aceste perioade de durată, pentru că sunt 4 posturi mari în anul bisericesc, iar biserica ne amintește de post dintr-un începuturi și am putea spune că întreaga noastră viață trebuie să fie un post. Un post prin care ne-am înfrânat, iar zile săptămânale sunt miercuri și vinerea, care ne amintesc că omul, cel care a primit viața ca un dar dumnezeiesc, ar trebui să se jertfească, pentru că viața în creștinism este privită ca o dragoste jertfenică. Și atunci, de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Hristos, care s-a jertfit pentru noi, postim 2 zile în săptămână, miercurea și vinerea. Miercurea, pentru că atunci a fost trădat, a fost vândut, a fost condamnat Mântuitorul, și vinerea pentru că a fost răstignit. Și atunci, în conștiința unui creștin, în semn de respect, de cinstire față de Mântuitorul său, postește, se înfrânează 2 zile în săptămână. Și atunci, de la această postire de o zi, din fiecare săptămână, ajungem la aceste perioade de postire și frumos a spus că postul acesta prim din anul bisericesc, pentru că anul bisericesc începe în toamnă, de la 14 septembrie, este un post al bucuriei. Totodată este un post al milostenii. Da, asta voiam să vă întreb. Prin ce se diferențiază? Este oarecum mai lejer acest post? Sunt mai multe dezlegări la pește? Noi avem un post relativ ușor, în postul acesta al nașterii, care se aseamnă cu postul Sfinților Apostoli de la început de vară. Și dacă postul nașterii Domnului are o dată fixă de 40 de zile, care închipuie 40 de zile de postire a lui Moise înainte de a primi tablele legii pe muntele Sinai, înainte de, ne amintește de postul Mântuitorului, care este tot de 40 de zile, evident că aceste 40 de zile sunt relativ ușoare raportate la postul cel mare, care este un post al pocăinței sau postul adormirii Maicii Domnului pe final de vară, de 2 săptămâni. Noi avem în linii mari 4 feluri de post, ca să avem o închipuire cât este de dur sau ușor postul, de punct de vedere alimentar. Și atunci este post total sau integral, se mai spune post care presupune ajunare, adică când nu mâncăm absolut nimic. Post negru? Sau așa se mai zice? Apoi avem post aspru, care presupune până la o anumită oră sau o anumită perioadă să nu mâncăm nimic, după care să ne permitem puțină mâncare uscată, și aici ne referim la pâine, la fructe uscate, la legume, la semințe, care ca regulă se consumă spre apus de soare, adică de când începe a doua zi de rugăciune, pe la ora 3-4 după amiază, la fiecare zile. Acesta este postul aspru. Apoi avem post comun sau obișnuit, cu care ne deletnicim așa mai în toate zilele de postire, în care se adaugă sau se folosește mâncarea de post și un dilemn. Acesta este postul obișnuit, pentru ca să avem și dezlegări în postul acesta, de ce zicem că este relativ ușor, pentru că postul ușor sau cu dezlegări este cel în care se mai dezleagă de rând cu un dilemn la vin și uneori la pește. Ceea ce se întâmplă sâmbătă și duminica, ca regulă, sau pe parcursul săptămânii când cad anumite sărbători mai importante, ca regulă marța și joia sunt aceste dezlegări. Deci, evident, postul acesta al nașterii este unul cumva ușor, raportat la duritatea din punct de vedere alimentar, încât avem dezlegări și la un dilemn, și la vin, și chiar la pește.
Părinte, voiam să vă întreb despre această mândrie și fală că țin post, că mulți oameni mai mult vorbesc decât într-adevăr țin. Este un păcat acesta? Zădarnic postește dacă lucrul acesta este cumva afișat sau îl faci de dragul altora, dar nu faci de dragul sufletului tău, de dragul întăririi și purificării tale. Și atunci, pe de o parte, nici n-ar trebui să ne închidem sau să fim atât de rigoriști și să ne izolăm de toată lumea, să zicem, uite, m-am închis în chilioara mea și postesc, dar niciodată n-a fost recomandat și să cădem în alt extrem, să afișăm sau să etalăm ceea ce facem. Și atunci credem că postirea nu este pentru cineva, ci este în primul rând pentru noi, pentru starea noastră sufletească, pentru reabilitarea noastră și spre îndreptarea noastră. Despre postul pentru copii. Copiii trebuie să țină post? Noi avem două categorii de oameni. Copiii care se numesc așa până la 7 ani, deci prunci sunt cam până la 40 de zile, de la 40 de zile până la 7 ani sunt copii. În medicină puțin zilele pruncii sunt până la 28, din câte știu, dar în biserică cam până la 40 de zile și evident că până la 7 ani ne considerăm copii. Se presupune că până la 7 ani totuși omul că nu este format în toate facultățile și nu își poate asuma niște responsabilități. Iar de la 7 ani încercăm cumva să-i abordăm ca matur, dar îi pregătim cu mult înainte de 7 ani, cam de la 3 ani jumătate, 4 ani din modestă experiență am observat că deja e bine ca să deprinzi copiii cu postul, să știi că cel puțin în ziua când primesc Sfânta Împărtășanie, când merg la biserică, până când iau cele sfinte, ar fi bine să fie poate de la câteva minute, de la câteva ore, până la câteva zile către 7 ani, deja să fie această înfrânare sau pregătire pentru post. Regula e cam aceea, că crește durata postului și duritatea postului pe măsura creșterii copilului. Și atunci nu înseamnă că dacă copilul a împlinit 7 ani, deodată i-a aruncat pe umeri toate povara sau greutatea. De aceea, cam între 7 și 12 ani, atâta timp cât se maturizează această perioadă pubertină, încercăm de asemenea să fim foarte precauți și să stabilim de la caz la caz care ar trebui să fie duritatea postirii pentru copil. Pentru că atât copiii, cât și sunt alte categorii de oameni, au duritatea lor de postire. Evident că biserica vine doar să ne susțină, să ne încurajează și ține cont de neputințele oamenilor, pentru că avem diverse categorii. Avem copii, dar avem și adulți, adică avem vârstnici, avem neputincioși, avem femei însărcinate, avem oameni care lucrează în condiții nocive, sunt pe patul de boală, stau în spital și așa mai departe, sunt în călătorie. Deci, pentru toate aceste categorii de oameni, biserica aplică așa zisă dispensă sau dezlegare, iar lucrul acesta se face coordonat cu un preot duhovnic care este la îndemână, la îndemâna fiecărui creștin, care abordează preotul ca un medic, atâta doar în aspect duhovnicesc și împreună cu care reglementează duritatea postirii. Dacă tot veni vorba despre copii, conceperea unui copil în perioada postului, este asta un păcat? Ce zice evident biserica? Că postul se asociază cu renunțarea la orice plăcere. De ce? Și e nevoie nu doar de abstinență în aspect alimentar, dar și în aspect conjugal. De ce nu este binevenit de a concepe un copil în post? Decât poate vreo 2 cazuri am avut cu titlu de excepție în viața aceasta, în sensul că urma un tratament și deci era nevoie tocmai de o astfel de perioadă pregătitoare și de concepere la început de post. Dar evident cei care au probleme cu conceperea copilor, pentru că asta e tragedia pe care o trăim noi, fiecare a treia, a patra familie pe alocuri vedem că este infertilă și nu poate concepe pe cale naturală, trebuie să apeleze la specialiști. Dacă planific conceperea unui copil, o să o fac cumva ținând cont și de perioadele de durată de postire. Dar ce înseamnă spovedania și împărtășania și cum se fac ele corect?
Evident că de rând cu înfrânarea pe care o recomand postul, postul adesea trezește conștiința noastră la așa zisă pocăință, la regretul, la căință pentru tot răul pe care noi l-am săvârșit sau care s-a acumulat în viața noastră. Și tocmai e o perioadă benefică de curățare nu doar a organismului de toxine, dar și a sufletului nostru de stări păcătoase. De aceea, adevărata iertare de păcate se realizează sub epitrahil a slujitorului, deci prin taina pocăinței. Și atunci pocăința este taina prin care Dumnezeu, prin slujitorul săvârșitor, dezleagă pe creștin de toate cele stări păcătoase în care s-a aflat, cu un mare angajament de a nu reveni la viața păcătoasă și de a crește duhovnicește. Și atunci postul cumva ajută sau deschide inima noastră spre mai multă pocăință prin tot mesajul pe care ne-l transmite și prin starea trupească și sufletească în care se află. Iar de rând cu spovedania recomandăm pentru cei care nu au oprire de la împărtășanie prin păcate sau patimile în care să se lășuiesc, să primească chiar trupul și sângele Mântuitorului care își reprezintă Sfânta Împărtășanie sau am putea spune că toate eforturile noastre pe care le depunem, fie că postim, ne rugăm și participăm la servicii divine, se încununează cu primirea trupului și sângelui Mântuitorului. Deci ne împărtășim din dumnezeire spre iertarea păcatelor noastre, spre întărirea noastră duhovnicească și spre dobândirea vieții veșnice cu Hristos. Dar mai exact cum se face? Unii afirmă că vor să se împărtășească și spovedească în aceeași zi, alții zic că nu este ceva corect, trebuie să te spovedești cu o zi înainte. Cum se face? Este foarte bine ca să fie o pregătire minuțioasă către Sfânta Spovedanie, care n-a trebuit făcută în grabă, dar să fie făcută din timp. Și atunci le recomandăm credincioșilor să nu se îmbolzească în ziua liturghiei de duminică sau de sărbătoare pentru împărtășani. Prin aceasta deranjează și slujitorul care se axează mai mult pe slujba euharistică, deci a Sfintei Liturghii, dar să o facă din timp. Noi reglementăm la biserica unde suntem, în campusul Universității de Stat de Moldova, ca credincioșa să vină din timp, chiar cu câteva zile, sau chiar să se pregătească minuțios chiar dinaintea postului. Și atunci e bine de a veni chiar într-o zi obișnuită, când stabilim cu credincioșii, pentru că unii au nevoie de ceva timp pentru ca să-și spună durerea, să împărtășească deci toate stările, să primească un sfat. Uneori îți ia 10 minute, alteori poate discutăm și până la o oră cu un credincios, un lucru care este imposibil în timpul liturghiei să facem, doar aceste dezlegări pe care le aplicăm pentru Sfânta Împărtășanie și așa o spovedanie mai sumară. Deci le recomandăm credincioșilor să facă spovedanie din timp, așa este corect, cel puțin cu o zi înaintea primirii Sfintei Împărtășanie. În cazul în care, din varii motive, un om nu poate să țină toate cele 40 de zile să postească, câte zile trebuie neapărat să postească ca să poată primi Sfânta Taina Împărtășanie? Sfânta Împărtășanie se administrează nu doar în posturi, pentru că unii au un astfel de concept eronat. Sfânta Împărtășanie se oferă la fiecare liturghie. Uh-huh. Și atunci ar fi bine ca credincioșul să vină tot anul la biserică și la fiecare slujbă ar fi formula perfectă să fie vrednici de a primi trupul și sângele Mântuitorului. Și atunci poți spui că participi la Sfânta Liturghie dacă ai primit Sfintele Taine. De aceea le recomandăm tuturor să primească Sfintele Taine cât mai des și, evident, dacă este în afara postului, e nevoie de a posti exact așa cum reglementează biserica în afara postului, miercurea și vinerea, pentru oameni laici sau mireni.
pentru că lucrurile se mai adaugă încă o zi de post lunea. Pentru monahi sunt 3 zile de postire săptămânală. Iar dacă este vorba de post, atunci e bine să ținem deci toată această perioadă, iar dacă este imposibilitate fizică de a posti toate 40 de zile, e bine de a începe postul, de a primi Sfintele Tainii după o perioadă, după care să se ia această dispensă sau dezlegare de la preot pentru imposibilitatea de a continua cu strictețea recomandată de către biserică a perioadei ce urmează, dar poate cu un post parțial și, de ce nu, fără privarea de a primi Sfintele Tainii, pentru că dacă n-ai posibilitatea să postești riguros, deci din motive binecuvântate, evident că se face această dispensă pentru anumite mâncăruri și alimente, dar totodată ar fi bine credinciosul să fie în comuniune cu Hristos, deci să primească trupul și sângele Mântuitorului, deci Sfânta Împărtășanie, cu acceptul și cu coordonarea preotului duhovnic. Părinte, eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară frumoasă în continuare. Noi acum luăm o mică pauză de publicitate, însă revenim cu un nutriționist care ne va zice ce și cum trebuie să facem, astfel încât să rămânem sănătoși. Am revenit și s-a alăturat Maria Victoria Racu, care este nutriționistă. Bună seara și bine ai venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Vreau să te întreb mai întâi, cum ne pregătim organismul pentru post? Ar fi bine să ne pregătim cu câteva săptămâni înainte de post, pentru că atât intrarea în post, cât și ieșirea din post este un șoc pentru organismul nostru. Inițial, înainte de post, ar fi bine cu 2 săptămâni în prealabil să consultăm un terapeut pentru a ne verifica care este starea sănătății și să detectăm dacă avem careva maladii cronice sau cronice în acutizare sau unele maladii acute în care ar fi putut fi contraindicat postul. Sau dacă sunt într-o patologie anumită, să consultăm același terapeut sau medic la care suntem la evidență, pentru că el să ne zică putem să ținem post sau nu. Ulterior, după ce am primit permisiunea medicului să ținem post, ar fi bine să ne planificăm ce dorim să facem în decursul acestui post, ce alimente să consumăm. Ar fi bine să ne planificăm, deoarece o greșeală foarte mare pe care putem să o facem este să consumăm același tip de alimente pe parcursul întregului post și să ne privăm organismul de un substanțe esențiale corpul nostru. Acesta este primul punct. Al doilea este că o să dispară toată dorința să ținem acest post. Și într-al treilea rând ar fi bine să consultăm iarăși medicul sau farmacistul pentru niște suplimente alimentare care ne-ar ajuta să nu avem careva carențe. Carențe în organism. Da. Părinte, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum ne pregătim duhovnicește pentru post? Încercăm să aplanăm toate conflictele care au fost, care există? Exact. Sau? Și atunci, dacă doamna doctor ne recomandă și e ceva firesc, atunci când pornești bună oară la un drum, ție cele necesare. Uh-huh. Exact așa ar putea fi privit și postul ca o călătorie prin care vrei să obții ceva, să dobândești și atunci e bine să te pregătești și fizic, dar și moral, să fii în pace, în iertare cu toată lumea. Chiar sunt și rugăciuni cuvenite la intrarea în post, prin care ar fi trează conștiința și prin care am fi în pace și armonie cu toată lumea. Deci nu mai putem zice că ținem post cu sufletul împăcat atunci când suntem în conflict cu unele Spunea persoane sau... Că
în post e bine cel puțin să nu ne mâncăm unul pe altul. Și atunci probabil că acestea sunt efectele prime ale postului, încât vine această pace, armonie și bucurie cu toată lumea. Nu ne mâncăm între noi, dar doamna nutriționist ne va zice ce alimente mâncăm în perioada postului. În perioada postului este foarte important să nu ne privăm de proteine. Și avem surse vegetale foarte bogate în proteine. Se zice că un adult în zi ar fi bine să consume 80 grame de proteine. Dacă să vorbim despre un adult, ar fi aproximativ 3 porții de cereale și 2 porții de boboase, pe care putem să le transformăm. De exemplu, dacă sunt acele boboase, poate fi humusul, care poate fi preparat din aut, din linte, din fasole, poate fi mazăre. Deci boboasele sunt o sursă foarte bogată de proteine. Sunt cerealele, foarte multe proteine are quinoa, hrișca. De exemplu, hrișca, când este combinată cu proteina din pâine, este o combinație foarte bună de aminocizi, care ne ajută să nu ne privăm organismul de careva aminocizi esențiali. Într-al doilea rând, sunt desigur că legumele. Cam 500 de grame de legume. Acum, în această perioadă, ar fi bine să nu ne limităm doar la cartofi și la careva rădăcinoase, dar putem să includem și conopida și toate tipurile de varză pe care le avem, varză albă, varză roșie. Putem să utilizăm toate produsele marinate, pentru că și produsele murate sunt cele care sunt surse de probiotice, ca microorganisme bune pentru intestinul nostru. Păi eu mi-am adus aminte despre aceste fructe de mare. Există așa o dispută între cei care zic dacă că este voie sau nu este voie să ne... Caricul pe malul mării, nefiind de alte produse, se dă această binecuvântare și pentru produsele marine. Ceea ce nu este tocmai recomandat pentru spațiul nostru, pentru că pe de o parte noi încercăm, așa după cum ne recomandă și Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să-l citesc pentru ca să fiu mai explicit, că în post nu doar schimbăm felul mâncării, nu doar căutăm mâncare mai sărăcăcioasă, dar undeva și mai ieftină, pentru că alt aspect al postului este ca noi poate să facem niște economii și să împărțim banii aceștia unui sărac, unui nevoiaș. Ori știm că produsele acestea marine la noi sunt destul de costisitoare, adică mai costisitoare decât celelalte câte le mâncăm în afara postului. Și atunci iarăși... Dar s-au făcut și experimente, să știți. Și chiar fără aceste produse marine ne cam costă la buzunar să ținem post. Așa. Și atunci ar trebui să fugim în post de orice produs alimentar de care ai poftă. Și atunci spunea marele duhovnic Părintele Cleopa Ilie că dânsul în post nu mănâncă fasole pentru că îi plac. Adică este împătimit de un produs și atunci ar trebui să renunțăm și în acest aspect la produsele care, sau față de care avem pofte. Da. Mulți oameni, mă rog, și toată industria asta alimentară, prin metoda asta de a ne ușura oarecum perioada asta postului, pentru că mulți vor să țină post doar de dragul postului, s-au inventat diferite mezeluri, diferite produse procesate, cât de bune sunt ele, cât de sănătoase și de ce ar trebui să le evităm, mai bine zis. Da. Este o greșeală foarte des comisă de către cei care doresc să țină post, merg la marketuri și procură trebuie produse. Trebuie ce aveți de post. Da, ce aveți de post și aici vânzătorul zice, noi avem și așa și așa și așa și toate sunt pe bază de soia. Soia în sine nu are nimic contraindicat, este ok dacă nu este o persoană care este cu careva dereglări hormonale, pentru că știm că soia are anumiți componenți care mimează hormonii sexuali feminini și se zice dacă o femeie are careva dereglări hormonale să evite soia. Dar aceasta vorbim despre soia organică. Toată soia, practic 90% care vine la noi în Moldova, este genetic modificată. Și știm că aceste produse au un impact asupra sănătății. În plus, este o cantitate foarte mare de aditivi. Soia nu este roz și nu este albastră și nu este în culoarea cea a produselor procesate. Deci sunt o groază de aditivi care se adaugă în aceste produse. Este o cantitate foarte mare de sare, de zahăr, pentru că soia nu are gust. Și pentru a-i da un oarecare gust, se adaugă acești aditivi. În al doilea rând, desigur că sunt snack-urile pentru vegani, pentru vegetarieni. Nu vorbesc de produsele care se fabrică cu utilizarea mierii de albine,
găini, cu făină integrală și tot așa. Vorbeați despre chipsurile din cartofi, chipsurile din legume, care poate de fapt atunci când sunt crude sunt bune, dar atunci când se prepară la temperaturi înalte își pierd toate, absolut toate beneficiile, se mai adaugă și grăsimile hidrogenizate și avem niște bombe calorice și atunci când multe persoane intră în post zic ok, eu o să țin post și o să slăbesc. Aici deja conceptul diferă, că nu trebuie să fie acest concept atunci când intrăm în post. Postul are altă semnificație. Dar persoanele se așteaptă să piardă în greutate, dar de fapt le acumulează pentru că sunt aceste gustări nesănătoase, sunt aceste simple. Oarecum combinații greșite de alimente de care te rog să ne zici ce n-ar trebui să combinăm ca să nu acumulăm aceste kilograme? Da, în primul rând să nu consumăm foarte multe amidonoase. Cartofii. Dacă consumăm cartofi, ei sunt foarte ok, deoarece după indiciile sațietății sunt pe primul loc și sunt urmate de ouă, dacă să vorbim despre toate produsele. Dacă ei sunt fierți sau copți la rolă, nu este nicio problemă. Dacă sunt prăjiți, deja este o problemă, este o bombă calorică. Excesul de orez, de pâine, deci acesta să nu o facem, să nu consumăm foarte multe dulciuri. În post foarte bine merg dulcețurile, halvaua, toate tipurile de ciocolățele, care au o groază mare de zahăr. Deci asta ar fi bine să evităm. În rest, deja ține de fantezia noastră să nu consumăm aceleași produse în fiecare zi, să nu fie aceeași hrișcă în fiecare zi sau același năut în fiecare zi, deci să fie o varietate. Despre care sunt alimentele alea sănătoase? Care nu îngrașă? Care nu îngrașă sunt legumele. Legumele, tot tipul de legume, și laburi, și copți, fierți, toate tipurile de supe, supe creme, poate să fie cu adaus de ulei, terciurile, boboasele, făcute în tot felul, poate să fie pastă, același humus. Deci, combinația aceasta nu îngrașă absolut deloc. Și acum că am trecut de perioada postului, revenim la masa de Crăciun și vreau să văd din două perspective cum arată o masă de Crăciun din perspectiva unui preot și din perspectiva unui nutriționist. Cum ar trebui, părinte, să arate masa noastră de Crăciun? Știți, la noi, la moldoveni, e mai greu să eviți mesele copioase, pentru că toată lumea se gătește de orice sărbătoare și o face așa de plin. Evident că dacă medicii ne recomandă să intrăm treptat în post, tot așa treptat să ieșim, credem că oricum e ceva care derajează mai mult creierul nostru, această poftă, așa impresia că după post vei mânca tot ce stă la îndemână, toate bunătățurile pe care le râvnim. Ori vezi că ai gustat câte ceva și repede te-ai săturat. Evident că nu recomandăm toate aceste mese copioase care nu fac decât doar rău și în aspect biologic, dar și în aspect duhovnicesc, pentru că niciodată biserica n-a acceptat sau n-a înțeles îmbuibarea. Cu această patimă luptăm fiecare dintre noi. Deci ar fi bine că chiar dacă masa e de sărbătoare, să fie sărbătoarea una duhovnicească, pentru că e bun prilej să ne întâlnim, să ne rugăm, să mulțumim lui Dumnezeu, să trăim cu densitate evenimentul religios care ar trebui să fie o prezență în inima și în conștiința noastră. Și acum, dumneavoastră, da. Cum trebuie să arate? Fix cum treptat am intrat în post, ar fi bine fix așa și să ieșim. A doua regulă de bază este să nu combinăm pe masă de sărbătoare două tipuri de proteină. Dacă ne bazăm pe pește, să fie pește. Dacă ne bazăm pe carne, să fie doar carne. Dar, în general, se recomandă în prima săptămână de după post, introducem treptat. Dacă ar fi bine să începem cu peștele, introducem puțin din lactate, ouă, pentru că în săptămâna a doua să introducem de 2-3 ori pe săptămână carne. Și așa ulterior trecem la regimul nostru obișnuit. Atunci când organismul nostru trece foarte rapid la aceste mese copioase, facem pancreatite, gastrite și știm că mergem la internare, toate secțiile spitalelor sunt pline pentru că oamenii nu știu cum să facă această trecere mai treptată, este un șoc pentru organism, nu știe cum să se adapteze, tot sistemul enzimatic trebuie să-l adapteze. În această cauză, asta ar fi regula de bază, să fie treptat. De Crăciun, de obicei, toți copiii primesc daruri, multe dulciuri,
Nu știu dacă și acum se practică, acum părinții sunt așa un fel puțin mai responsabili și mai tacticoși la ce ține de alimentația copilului, dar cel puțin înainte așa era. Cum trebuie să limităm dulciurile astea la copii și ce ar trebui să mănânce ei? Da, dulciurile, știm care este cantitatea de zahăr, deci este o bombă foarte mare, din 100% de produs, 80-85% este zahăr curat. Ar fi bine să conștientizăm, să alegem. Este ciocolata neagră, care conține 85% de cacao. Sunt fructele în ciocolată. Deci este aceeași ciocolată foarte bogată în zahăr, dar aceste fructe cumva stopează o cantitate foarte excesivă de zahăr în sânge. Sunt fructele. Sunt citricele, care sunt foarte iubite de copii. Sunt acele clementine care ne aduc aminte de sărbătoare, care cumva cu aroma lor ne induc în această stare. Sunt bananele. Ce ar fi mai bine să optăm pentru fructele uscate, fructele în ciocolată, ciocolata neagră și însăși fructele de sine stătător, să punem în aceste cadouri pe care le primesc copiii și să oferim și sănătate, nu doar dulciuri. Dacă tot suntem în plin post al Crăciunului, zic să oferim așa niște alternative, o idee de mic dejun, o idee de prânz și o idee de cină, de post, astfel încât să fie și sățioasă și sănătoasă. Da. Deci dacă avem de consumat 3 porții de cereale, dimineața putem să optăm pentru oricare cereale dorim. Desigur că noi ne-am deprins cu acel ovăz. În acel ovăz putem să adăugăm și semințe, și nuci, migdale, care sunt foarte bogate în calciu, semințele de susan, care de asemenea au foarte mult calciu și de care noi putem să ne privăm atunci când excludem lactatele din alimentația noastră. La prânz poate să fie boboasele, care pot fi combinate. De exemplu, poate fi hrișca cu o felie de pâine și cu pasta din humus și cu legume, desigur. Poate să fie roșii, castraveți, o salată. Ar fi foarte binevenit. Și la cină, de asemenea, putem să adăugăm oricare cereale dorim. Pot fi cartofi copți, nu este nicio problemă în aceasta. Și să nu uităm și degustările, care pot fi fructe uscate sau fructe proaspete și cu nuci sau semințe combinate. Da. Cu ce putem să înlocuim carnea, laptele și ouăle? Pentru că astea sunt produsele de care mulți duc lipsă în perioada postului. Laptele îl înlocuim cu ce? Laptele obișnuit? Putem cu laptele de migdale. Uh-huh. Dar să ținem minte că laptele de migdale are beneficiile migdalelor. Nu avem cum să așteptăm să fie aceleași beneficii de pe consumul laptelui de vacă. Dar este foarte binevenit. Este la fel. Bogat în calciu, bogat în proteine. Desigur că o cantitate din fibre se elimină, dar este foarte ok de consumat și are un gust foarte plăcut. Dacă să vorbim despre cele lactate, putem să le consumăm în locul lor, putem să combinăm cerealele. Deci cam asta ar fi. Carnea poate fi înlocuită cu ciupercile. Să trec la părinte și să-l întreb, ne ziceați despre acel post aspru. Cui este recomandat? Sau? Să știți că postul în toată duritatea sa vine mai mult din mediul monahal. Și toate aceste recomandări sau restricții legate de post, care s-au cristalizat de prin secolele 8-9, deja ca norme generalizate în biserică, vin mai mult din mediul călugărilor, care duc o viață mai austeră, duc o viață mai înfrânată, și cumva tipicul acesta dur vine tot din mediul monahal. Evident că nu toată lumea poate duce această duritate, de aceea am spus că, evident, ținem cont de diversele categorii de oameni și de gradul de înduhovnicire, pentru că omul trebuie să înțeleagă pentru ce postește. Adică trebuie să o facă conștient, adică nu doar că spune așa buchea legii. Și atunci încercăm să explicăm ce este postul și ziceam dintr-un început că postul nu este un scop în sine, pentru că unii cred că n-am mâncat 2-3 zile și am devenit cumva mai sfânt sau mai bun. Postul dintotdeauna a fost doar un exercițiu, a fost un mijloc, o modalitate, de rând cu multe altele pe care le recomandă biserica, pentru ca omul să progreseze, să se schimbe, să poată să stăpânească cele sufletești asupra celor trupești, asupra celor carnale. Da, acel post aspru în care trebuie să consumi doar apă și pâine, da?
Nu, iarăși, noi am enumerat felurile postului și avem post total, când nu mâncăm nimic până către ora 3-4, ca regulă, adică până la apus de soare, până când începe slujba pentru următoarea zi, dar este postul aspru care presupune doar ceva uscat, adică fructe uscate, pâinea, semințele și, evident, că legumele. Cum reacționează organismul la acest tip de post? Studiile medicale din ultima perioadă de timp ne demonstrează că o înfometare de 24 de ore doar ne face bine pentru organism. Ne restartează metabolismul, deci este acel post negru în vinerea cea mare, dacă să vorbim despre postul de Paști, este acea prima zi la începutul postului de Crăciun, atunci când avem o înfometare și este postul negru, este foarte binevenit pentru organism. Important este să nu întrecem această limită de 24-48 de ore, pentru că după 48 de ore organismul nostru deja induce metabolismul într-o stare de dormitare și avem tendința să creștem în kilograme. Dacă este 24-48 de ore acest post, avem tendința chiar să scădem ceva din greutate. Și în plus se resetează absolut toată programa corpului nostru și este foarte, foarte binevenit. Cam în ce perioadă se face? Se face odată la, în săptămână, odată poate în lună? Poate să fie făcut odată la două luni. Odată la două luni absolut deloc nu ne dăunează. În plus, în ultima perioadă de timp este un concept nou care a apărut în dietologia și în nutriția din țările occidentale. Este înfometarea pe perioade. Deci persoana consumă, de exemplu, într-o săptămână, două zile se înfometează și restul mănâncă. Sau este varianta în care se înfometează în prima parte a zilei și în a doua se consumă absolut toate alimentele și a fost demonstrat că este o scădere în greutate. Dacă tot sunteți azi la noi, să vă întreb despre acele cure de detoxifiere a organismului după sărbători. Cu siguranță oamenii își vor face notițe, vor să afle, pentru că e adevărat, așa e cultura poporului nostru, cel puțin în alimentație, că de sărbători mâncăm mult și după trebuie să facem ceva. Da, recomandarea ar fi să nu mâncăm atât de mult, pentru că mâncarea nu fuge nicăieri, putem să punem și pentru a doua zi, putem să ne îmbogățim asta oricum, dar dacă am făcut acest abuz brusc să facem detoxifiere, iarăși șoc pentru organism. Se primește că facem post, ținem post strict, ne împărtășim, apoi urmează acea masă copioasă și ulterior iarăși trecem la același post că facem detoxifiere. Deci organismul nostru, desigur că el se adaptează, dar nu este de fier și, desigur, unele dereglări metabolice pot apărea. Din această cauză, detoxifierile ar putea fi făcute ca zile de descărcare în care scădem aproximativ 500 de calorii. Din 2500 pe care trebuie să le consumăm sau 2000, scădem și ajungem la 1500, este deja puțin mai ușor pentru organism. Dar nu facem de la 2500 sau 3000 sau 5000 cât am mâncat în timpul unei mese copioase, scădem la 500 de calorii, ceea ce este un șoc foarte mare. În plus, atunci când facem detoxifieri, multe persoane le fac pe fruct sau le fac pe sucuri, ceea ce ne induce glicemia sau zahărul din sânge să urce foarte rapid și este iarăși un șoc pentru organism și avem tendința să acumulăm kilograme, nu să le scădem. Cum se face corectă o detoxifiere? Ce mâncăm? O zi întreagă? Mulți zic că mâncăm un produs pentru întreaga zi? Nu. Deci scădem din 2000 de calorii, scădem până la 1500, scădem toate produsele grase, scădem carne. Chiar și carne. Acel kefir, care mulți spun că dacă îl bei parcursul, este la fel, lasă ceva greșit. Combinat. Kefirul este foarte binevenit, deoarece în perioada sărbătorilor microflora noastră intestinală are de suferit. De regler, dacă adăugăm kefirul împreună cu un iaurt sau cu varză murată, care este iarăși un probiotic, o să fie foarte ok pentru organism. Și, părinte, acum pe final de emisiune vreau să oferiți câteva sfaturi pentru creștini care ne urmăresc. Tuturor le adresăm un demn să dea dovadă de această trezvie creștin. Eu mi-am amintesc că primul post în viața mea a fost tocmai acest post al Crăciunului. Și având exces sau manifestând exces de zel, n-am mâncat nimic primele 10 zile. Mi-am deranjat sănătatea, după care n-am putut continua postul. Și atunci sunt credincioși care cad în două extreme. Unii vor să recupere postul de până acum, pentru că poate n-au ținut până la anumită perioadă, sau alții au această frică, acealaltă extremă. Și atunci, pe de o parte, e bine să fii cu mintea trează, să fii înțelept, adică să procedezi înțelept, încât dacă simți că ai careva probleme,
sau la etapa respectivă te afli într-o dificultate, neapărat să consulți specialiștii înainte de a intra în post, dar nu uita să ceri sfatul duhovnicului care te-ar îndruma, te-ar ghida ce ar trebui să faci pentru a intra în post. Și scopul postului nu este de a posti de dragul postului, ci de a avea careva roade duhovnicești. Și atunci, dacă nu simți nimic altceva decât că ai dat niște kilograme în jos, deci trebuie să simți altceva după post. Cât de multă dragoste ai adunat, cât de multă răbdare, cât de senin și cât de mult pace și armonie este cu cei din jur. De ce îi sfătuim pe toți să îndrăznească și să postească, iar postul are aceste trei aripi. Pe de o parte e înfrânarea, pe de altă parte este rugăciunea, din care trebuie să izvorască o inimă jertfiernică și plină de milostenie. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, părinte, și dumneavoastră, doamna Maria Victoria, vă mulțumim tare mult pentru sfaturi utile, iar vouă vă mulțumim la fel că ne urmăriți și nu uitați că un post adevărat este cel în care facem extrem de multe fapte bune. Să fim mai buni, să fim mai generoși. O seară frumoasă să aveți!